De data aceasta însă, alături de Sergiu, regăsim o femeie care spune cu subiect și predicat pentru prima oară că nu mai este partenera de viață a lui Marian Vanghelie, ci mama Mariei, pe care tot în exclusivitate ne permite astăzi să o vedem. Premieră, deci. La cum o știu, pentru Oana, un sfârșit e un început. Și același lucru mi l-a spus și Sergiu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine te-am găsit! Așa este. Ai spus foarte frumos și foarte bine. Pentru că Oana Niculescu-Mizil a refuzat multe apariții TV pentru că nu a dorit să-și expună viața personală și nici persoanele dragi. De această dată însă a venit momentul în care s-a hotărât să vorbească deschis despre întâmplările și oamenii care i-au marcat viața. În trecut, dar și în prezent. Și credeți-mă că, deși are doar 47 de ani, și-a păstrat mereu discreția cu viața personală. Poate scrie deja un roman. Oana a plâns la interviu, veți vedea imediat, dar nu pentru situația ei de acum. Este atât de puternică încât îi pare rău doar de ce ar fi putut să fie. Vă invit să urmăriți interviul pe care ni l-a acordat în exclusivitate. Suntem într-o perioadă, noi ne place să ne spunem, de pauză, să ne regăsim. Este pentru prima dată când Oana Niculescu-Mizil își găsește cuvintele și curajul să vorbească la timpul trecut despre relația ei cu Marian Vanghelie. El o iubește foarte mult pe Maria. Și nimic nu pare să fi dispărut nici acum, după 10 ani și chiar și o despărțire din ceea ce i-a legat la început. Sentimentul de iubire încă există. Numai că, de ceva ani, problemele din justiție nu au rămas la ușa casei, iar Oana se emoționează foarte tare atunci când parcă retrăiește coșmarul prin care a trecut împreună cu tatăl copilului ei. Mă doare foarte mult prin ceea ce trece. E o perioadă grea a vieții lui. Îi sunt alături în toate, îl sprijin. Îl înțeleg. I-am înțeles durerea, i-am înțeles stările. El oricum este un personaj vulcanic. Este, da. Bun, un personaj râdea foarte mult, acum nu mai râde. Eu încă cred și am speranța că vine o minune peste el și peste noi și că va fi alături de noi, acasă, nu acolo unde vor să-l bage unii, și să formăm din nou o familie. Familia, pentru Oana Niculescu-Mizil, este sfântă și are rădăcini bine ancorate. Bunicul ei, Paul Niculescu-Mizil, fost ministru al finanțelor și al educației în perioada comunistă, a fost arestat după Revoluție, iar acel episod, plus povara unei moșteniri dificile, îi macină sufletul și acum. Vă dați seama, eu la 15 ani am prins Revoluția. Și la 15 ani eram în liceul Caragiale, pe holurile liceului am auzit cu
cum s-a spus la radio, că bunicul meu a fost condamnat cu foarte mulți ani de închisoare. Strigau după mine, pui de comunist, dar eu învățam foarte bine și am demonstrat că nu aveam notele, doar că eram cine eram. În acea perioadă, Oana i-a făcut o promisiune bunicului. Am intrat în politică pentru că bunicul meu, practic, era ultimul lui vis, să mă vadă acolo. Să mă vadă în politică. Da, și am câștigat în 2009 la 33 de ani. Am câștigat într-o zi de duminică, bineînțeles, alegeri. Și apoi, în următoarea duminică, bunicul meu a murit. Figurile paterne au marcat-o atât de mult, încât nu doar că vrea să reabiliteze numele familiei, ci mai mult. A declarat acum câțiva ani, știi cum se zice, că fata are nevoie sau își caută întotdeauna un soț care să aibă câte puțin și din tata și din bunic. Ei bine, Marian Vanghele seamănă cumva cu acești doi bărbați din viața mea. Pur și simplu, eu am văzut în acest bărbat toate calitățile cu care eu am fost crescută de mică. Numai că viața politică și publică pe care și-a clădit-o alături de fostul primar, Marian Vanghelie, a venit la pachet cu o altă lovitură pentru ea. Le-au ținut 4 luni de zile. În aia 4 luni pentru mine a fost... Cred că a fost groaznic. Groaznic, groaznic. Culmea că a stat și în celula în care a fost ținut bunicul meu. Au intrat peste noi în casă, pe lângă 2015, încă de 3 ori, cu spart de ușe, cu copil mic în casă. În 2015 eram gravidă, bine că n-am pierdut sarcină. Atunci când s-au cunoscut, Oana Mizil era deputată în Parlamentul României și o prezență obișnuită în revistele mondene, atât pentru haine cât și pentru bijuteriile ei. Astăzi s-a retras din atenția publicului. Dincolo de afacerile pe care le are, este în primul rând mama care își dorește liniște acasă. Sunt puternică. Dacă Marian va păți ceva, îi voi fi alături. E tatăl fetiței mele, este omul la care am ținut enorm și care ține enorm, pentru care m-am luptat enorm de mult și mă voi lupta în continuare foarte mult. Și dacă va păți ceva, voi merge acolo, așa cum am făcut și în 2015, că îmi dau și lacrimile, pentru care găteam de miercuri până vineri ca să-i duc toată mâncarea care îi plăcea. M-ați întrebat de unde vine puterea mea. Da. De aici vine puterea mea. Am și de aici vine puterea și de aici, da. Da. Ea este puterea mea. Și, pentru prima dată, Oana Niculescu Mizil vă arată prin intermediul nostru pe Maria, cea care îi dă putere să meargă mai departe. Și este foarte sportivă ca și mami. Deci facem tenis, balet, role, toată vara am făcut role, ski. Și ea este, ce ești tu? Snowboardăriță. Exact, am văzut face pe Facebook. Pe snowboard foarte mult, stă câte 2-3 ore pe snowboard. Deși își dorește să devină arhitect, Maria îi este partener de nădejde mamei în afacerea cu dulciuri. I-am lăsat totul la dispoziție. Dulciurile, avem un dulap în casă cu dulciuri pe care ea și le cumpără, le pune în dulap. Nu mănâncă decât o dată la nu știu câte zile, când vrea ea. Bun, bun. În schimb, cred că dacă îi... Da, puneam dacă, stop, dacă îi spuneam stop, atunci cred că ar fi vrut să mănânce mai mult. Ce îți place să faci mai mult? Am învățat de la fetele de aici, de la tine, de la toată. Să modeleze îți place cel mai mult? Are și salariu. E? Da? Bun, bun. Ne-a ajutat să facem și macarons și biscuiți și are și salariu. Când vine aici și ne ajută și lucrează alături de mine și de fete, de echipa noastră, primește salariu. Și uneori uiți să-i duc acasă și mama, salariul meu, ce se întâmplă cu el? Da?